emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Banii Tăi. De această dată alături de mine este o femeie întreprinzător care ne va demonstra că și doamnele pot avea succes în afaceri. Este vorba de Gabriela Chiriac, coach, speaker și membru în conducerea Asociației Femeilor Întreprinzători din Galați. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit! Noi de fiecare dată încercăm să găsim oameni de succes în Galați și să demonstrăm că se poate, astfel încât să dăm un imbold și celor mai puțin îndrăzniți, poate. Vorbeam și înainte de emisiune faptul că există tot felul de căi prin care noi ne putem face o afacere, mă refer la femei, și mi-ați dat exemplu de o înțelegere transatlantică, mi-a spus, dintre Europa și America. Da. Spuneți-mi mai multe și apoi vedem care e legătura și cu femeile întreprinzători. Întâi este o schimbare puternică. Se întâmplă foarte multe lucruri în mediul de business și mai ales în mediul legislativ. Și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că la ora aceasta se negociază un pact transatlantic de liber schimb între Statele Unite și Comunitatea Europeană, ocazie cu care se intenționează facilitarea intrării produselor din Comunitatea Europeană în Statele Unite. E un lucru pe care nu știu dacă mediul întreprinderilor private îl știu și l-au la cunoștință, pentru că e o ocazie foarte bună să-și exprime punctul de vedere legat de ce vor să obțină prin acest tratat, pentru că este o negociere în perioada asta. După care și România, că face parte din Comunitatea Europeană, se va supune legilor. Și e bine să știm despre lucrul ăsta și să apelăm. De exemplu, este Consiliul Național al IMM-urilor, care va participa la o întâlnire cu un consultant din Statele Unite săptămâna viitoare și care ar putea să preia informațiile din mediul privat, respectiv ce vrem noi atunci când exportăm, care sunt facilitățile pe care le dorim, astfel încât să intrăm mai ușor pe piața Statelor Unite ale Americii. Nu, dar o să fie un plus pentru noi dacă știm cum să folosim acest pact. Da, corect. E bine zis dacă știm cum să folosim. Asta cred că e o mare problemă a noastră, că nu ne folosim de toate mijloacele pe care le putem obține. Și dacă revin la ceea ce vorbeam la început de femeile întreprinzători, este această finanțare acum, chiar de pe data de 10 martie a început, de 10.000 de euro pentru femeile manager. Câte femei din Galați, să spunem, ar ști despre asta? Este prea puțin popularizat? Nu cred că a fost prea puțin popularizat de data aceasta, pentru că deci asociația pe care o reprezint, Asociația Femeilor Întreprinzătoare din România Galați, care este entitate independentă, a avut o informare de acest gen. În plus, patronatul tinerilor întreprinzători au avut la fel o asemenea informare pentru femeile manager. Problema de data aceasta nu neapărat a fost informarea, cât finanțarea. S-a anunțat pentru data de luni, este deschisă finanțarea 7 zile, perioada în care te înscrii online, intri pe site-ul întreprinderilor mici și mijlocii și este aippimm.ro, dar problema este alta. Nu vor încăpa decât 12 proiecte din toată țara, ceea ce mi se pare mult prea puțin și chiar, sincer, eu nici n-aș lua în considerare această finanțare, pentru că nu poți să dai finanțare pentru doar 12 firme din țară. Păi da, nu e mai bine decât deloc? Sunt 12 femei care ar putea să-și facă Este mai bine decât deloc, dar programul a avut o altă viziune, în sensul să fie un pachet mai larg, mai mare de finanțare pentru femeile manager. Dar nu știu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, pentru că s-a restrâns foarte mult suma de finanțare. Poate că nu au accesat foarte mult. N-aș prea crede. Aveți la Galați exemple de doamne care au reușit prin... Nu știu acum, dar sunt persoane care doresc să se dezvolte în Galați. Eu am personal o amică care a dorit să-și înființeze o firmă și exact pentru acest proiect. Numai că în momentul în care a văzut că sunt doar posibilități pentru 12 finanțări în toată țara, a fost dezamăgită și a renunțat. Mai ales că este și... să spunem puțin restrictiv, în sensul că ești eligibil dacă angajezi personal. E ok, angajezi personal, asta vrem, dar cheltuielile peste un an de când termin proiectul de finanțare le susții tu. Și cum știm, pentru un leu salariu dai încă un leu taxe la stat. Deci trebuie să produci 2 lei plus cheltuielile firmei,
Plus profitul, ca orice firmă, pentru profit făcută. Da, corect. Dar există și un avantaj. Am văzut că fondurile sunt nerambursabile până la 90% din... Da, este un avantaj că sunt fondurile... deci este finanțare într-adevăr 90% pentru lucrul ăsta. Și acum, sincer, dacă nu încapi în programul de, pentru femei manager, nu e nicio problemă, poți să intri în alte programe. Pentru că mai sunt programe pentru start-up-uri, mai sunt programe pentru tineri care își înființează o firmă nouă. Va urma un alt program care se numește Cogălnicianu. Mi se pare foarte bun. De fapt, ce este un program de creditare cu dobânda subvenționată de stat. Însă, în schimb, nu a fost scos deocamdată, deci mai durează până se deschide linia. Dar oricum, pe martie-aprilie este deschis cel pentru femei manager și pentru tineri sunt deschise. De ce se face această încurajare a femeilor să intre în afaceri? De ce se face? Da. Sincer vorbind, din punctul meu de vedere, eu consider o încurajare mai mult legislativă gândită, în sensul că există în cadrul Comunității Europene, există o directivă prin care 30% din persoanele care ocupă diverse funcții, care intră în diverse medii, finanțări și alte zone, să fie femei. Și nu știu dacă ai văzut, chiar eu am observat la emisiunile astea unde sunt jurii, sunt doi bărbați și o femeie. Da, exact. Da, adică nu se depășește niciodată 30%, ceea ce mi se pare o limitare. În același timp, din punctul meu de vedere, femeile sunt mult mai atente cu business-ul lor. Și am auzit un comentariu de curând al unui bărbat care spunea în felul următor: femeile sunt cele care vând mai bine. Și atunci cred că ar trebui să avem finanțare și mai mare. Ușor, ușor. Iată da. Că până la urmă orice start e important atâta timp cât le dă un imbold. Da, femeia manager este de anul trecut și funcționează și ok. Deci mai ales că te ajută să-ți faci achiziții de softuri, de aparatură, de utilaje, softuri, licențe, site-uri să scrii, să ți le întocmești. E foarte ok. Deci eu zic că e ok. De important este să primești și consultanță atunci când îți pornești afacerea. Am văzut că finanțarea prevede și acest lucru. Poți da. Să angajezi consultanți. Este eligibilă, deci cheltuiala se suportă în cadrul programului și e un lucru foarte bun. Este foarte important să ai un consultant. Dacă ar fi după mine, sfatul meu pentru toți antreprenorii ar fi să își ia un consultant și să-și facă o echipă pentru administrarea proiectului respectiv. Proiectul este ca și cum ai o altă firmă. Este aproape imposibil să derulezi activitatea ta curentă și să și dezvolți proiectul pentru care ai depus finanțare și ai primit finanțare. Și recomandarea mea asta ar fi. Să-l gândești, cred că am mai zis la o altă emisiune chestia asta, să gândești proiectul ca și cum ai o altă firmă și cum orice firmă are un manager și o structură întreagă, atunci ai nevoie și de consultant și de manager și de structură. Asta e părerea mea. Altfel, nu poți să te ocupi de activitatea ta proprie, prima pe care o ai, și te îngreunezi și nu mai obții veniturile, banii care îți trebuie de supraviețuire, de trai de zi cu zi, de cheltuielile firmei, îți trebuie coparticiparea 10% la femei manager, la ceilalți îți trebuie o cifră mai mare, de mai multe procente, 30, 40, 50%. Și nu mai poți să produci procentul ăla. Pentru că te ocupi de documentele și de corect. Implementarea proiectului. Bun, interesant. Până la urmă mai dăm unei guri ceva de mâncat. Dacă da, și mai ales că sunt profesioniști. Galați are profesioniști foarte buni pe... consultanță și pe implementarea proiectelor. Chiar noi în cadrul asociației avem o colegă care cu asta se ocupă și dacă cineva are nevoie, cu mare drag le stăm la dispoziție. Bun, e bine de știut. Dumneavoastră v-ați ocupat și cu cursuri de antreprenoriat pentru da. Cei care au rămas fără loc de muncă. Știm deja cum procedați la curs, dar le sugerați și ce afaceri, spre ce afaceri să se îndrepte? Nu. Nu faceți asta. Nu fac lucrul ăsta de niciun fel. Nu este recomandabil. Recomandabil este să îți faci business-ul care îți place și în același timp care poate să îți aducă profitul pe care îl dorești.
nu. Îmbini pasiunea cu nevoia de a face bani. Sigur. Mulțumesc frumos că ați fost alături de noi în această seară și ne-ați răspuns la întrebări. Ne revedem cât de curând să discutăm alte subiecte interesante. Mulțumesc și eu. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne găsiți și pe Facebook. Mulțumim sponsorului Condor Oil. O seară plăcută. La revedere! Emisiune sponsorizată de Condor Oil.